Municipiului Codlea, Cătălin Muntean. Bună seara, domnule primar! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Bun venit la noi! Îmi dau seama de fapt că e pentru prima dată când vă spun într-o emisiune, domnule primar, nu ne-am mai întâlnit din campania electorală, vremuri frumoase și pline de speranță, acum e vremea faptelor. Cum se vede primăria, cum se vede Codlea, de fapt, din biroul de la primărie? Ce să vă mai spun? Frumoasă, ce? Mai urâtă, mai plină de probleme. Ce mai... să vă spun? Sunt probleme... Ușor de cucerit? Mergând pe vozical, au fost, sunt și vor fi, dar eu cred că deja se văd schimbări, se văd schimbări majore. Am promis codlenilor că în 4 ani de zile voi face un oraș european din Codlea și chiar cred că pot reuși. Spun acest lucru deoarece mi-am făcut o altă organigramă, am început să formez oamenii după principiile și modul meu de lucru. Mare parte au înțeles, sunt alături, mai fac și câte o oră suplimentară neplătită, că asta este, trebuie să rezolvăm problemele și ceea ce îmi dă încrederea cea mai mare sunt fondurile europene care rămân o alternativă. Da, din 2014 serioasă. Până în 2020 le avem la dispoziție. Vreau ca acel moment să mă prind bine pregătit, cu foarte multe proiecte, cu studii de fezabilitate făcute, pentru a putea să atragem cât mai mulți bani pentru comunitatea locală. E bine că aveți această abordare, pentru că iată cum sunt vremurile, deși sunt ai dumneavoastră la putere acum, bugetul Brașovului, județului Brașov, pe anul în curs, vedeți, este mai mic decât în anii trecuți, deci planurile, speranțele trebuie... Redimensionate și trebuie ancorate în realitățile zilei. Concrete. Dumneavoastră veniți din sfera privată, știți foarte bine ce înseamnă să gestionezi o afacere. E cu totul altceva când vii să lucrezi cu oameni din zona aceasta publică, oamenii de la stat. Ați avut probleme, diferențe de mentalitate, de abordare, de a pune problema? Da, au fost diferențe de mentalitate. Am găsit un sistem puțin... Uneori e înțepenit, rigid. Puțin rigid, așa este, dar încetul cu încetul oamenii au înțeles cam ceea ce avem de făcut. Au înțeles că eu nu fac politica nimănui, au înțeles că avem treabă, că avem de făcut multe lucruri împreună și... au, cum să spun, încoptat că s-au alăturat la ceea ce avem și mi-am propus să fac. Avem foarte multe lucruri realizate. Deja am dat o nouă dimensiune zonelor verzi la Codlea, am închis pulbelele de gunoi, lucrăm la un adăpost de câini, am rezolvat problema apei prin masterplanul de la Brașov, proiect de 110 milioane de euro, avem un proiect de 3 milioane de euro depus pentru centrul istoric, așteptăm acum să vină pe teren și probabil anul acesta vom demara lucrările. Suntem foarte aproape de a pune pe SEAP un proiect frumos pentru Codlea, spun eu, o bază sportivă. Deci aveți pe toate în vedere de care crește, povesteați cu lumii. Da, crește, sunt în total 46 de proiecte care eu sper că în cei 4 ani de zile, proiecte mari, locuințe sociale, un bloc anele, o piață agroalimentară și aș putea să continui. 46 de proiecte, 46 de proiecte mari, fiecare important în felul său. S-a întâmplat să fie 46, nu sunteți legat de cifra asta, nu are o conotație. Fiecare proiect important în felul lui, eu cred că aplecându-ne către cultură, către sport, vom avea de câștigat, pentru că știm că totul pleacă de la bază, de la comportamentul omului de la cei 7 ani de acasă și eu cred că în 4 ani de zile Codlea va suferi o schimbare majoră, pentru că am văzut la Râșnov, la colegul meu, la Adi Veștea, că este posibil. El îmi spunea, acum 8 ani de zile mă uitam cu niște ochi de... chiar nu venea să cred că
că la Codlea se pot dezvolta atât de multe afaceri. Erau afaceri la acel moment. Atunci privea cu invidie, da, cu invidie spre Codlea. Acum trebuie să recunosc că mă uit eu cu invidie la ceea ce reprezintă Râșnovul pe harta județului Brașov. Vedeți, dovada cea mai bună că omul simțește locul. Da, este și că indiferent că ești la putere sau în opoziție, primarul din Râșnov a dovedit acest lucru, dacă ești chibzuit, gospodar, dacă ai comunitatea alături și o ai, dacă vede că ești bine intenționat, poți merge înainte. Da, trebuie să fii gospodar, să-ți dorești și să te implici pentru a duce la bun sfârșit proiectele pe care ți le propui. Da, gospodar ați dovedit că sunteți implicat de asemenea cu oamenii care trebuie să prindă această încredere. Da, v-am spus că lucrez cu aceeași echipă cu care a lucrat și vechea administrație. N-ați schimbat nimic? Dar n-avem posibilitatea, pentru că știți dumneavoastră, în administrație trebuie să dai 7 afară să angajezi un om. Da. Este destul de complicat. Am schimbat un pic... Spuneați că oamenii au cam înțeles, vă dau un exemplu, s-au dat 30 de amenzi înainte de parlamentare. Cineva spunea, dumneavoastră, ăsta e nebun, este înainte de cineva de la PDL, este chiar înainte de campania electorală, cum își permite să dea 30 de amenzi? Oamenii au început să înțeleagă, domnule, greșesc, plătesc, asta este... N-are nimeni nimic cu nimeni, nu se dă pe culori politice, dar trebuie respectate, pentru că în condițiile în care cetățenii vor vedea că există respect pentru ei și se aplică legea, vor deveni din ce în ce mai reticenți în a face ceva ilegal. Stau mai multe gânduri să... Nimeni nu le-a dat amende, nimeni nu i-a întrebat de sănătate, au construit ilegal, au izolat ilegal și așa mai departe. Acum lucrurile trebuie să intre normal și să știe, domnule, există o lege pe care trebuie să o respectăm. Asta se întâmplă și pentru că există o anumită psihologie a comunităților mici, dumneavoastră sunteți codlean, lumea se cunoaște, toată lumea cunoaște pe toată lumea și atunci hai că merge. Deci că dacă se întâmplă ceva, intervin prin cineva, nu se mai poate. Din păcate, care când greșește și cum greșește, plătește. Dacă reușiți să fiți corect, să-i pedepsiți pe toți deopotrivă, cu siguranță veți câștiga mai mult adepți decât veți pierde. Ce v-a dat cel mai mult de furcă în perioada asta? Au fost destul de multe probleme. Acum am o problemă majoră, adică... Care atrage și media asupra dumneavoastră. Asta este problema, dacă în condițiile în care lucrurile merg bine, lucru sesizat și de cetățeni, mi se mulțumește pentru implicare, pentru modul în care am înțeles să mă pun la dispoziția locuitorilor orașului, faptul că stau de dimineața până seara, dar avem și, cum să spun, oameni care atrag, spun eu, priviri destul de întrebătoare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la Codlea. Am un caz cu pădurea acum, o pădure care se taie în mod legal, o pădure a statului român, administrată de Rom Silva, prin Ocolo Silvic Brașov, protestatari care s-au legat cu lanțul de parcări, protestatari care, din punctul meu de vedere, se victimizează, acuze nefondate, și în momentul în care pui suflet și găsești o astfel de reacție la un singur cetățean, că nu pot spune că au fost mai multe cazuri, cum să spun, parcă spui întrebarea, domne, dar la implicarea asta pe care o am. De ce mi se întâmplă tocmai mie? Păi cam tot primarul care se respectă are un asemenea protestatar de profesie, n-ați observat? Au fost și la Brașov niște cazuri mediatizate. Da, și păcate, noi am avut probleme cu protestatarul, apropo, pentru că... Da, din păcate știți ce se întâmplă? E vorba de aceeași persoană. Da, acest protestatar, vorbit despre domnul... De fostul meu competitor, haideți să-i spunem. Fostul meu competitor, dar n-a înțeles că dumnealui a pierdut, n-a știut din punctul meu de vedere... Că sorții au decis atunci la alegeri, de fapt, pe cine vor pot pierde și acum, anunțându-și candidatura pentru europarlamentare, trebuie să găsească subiecte. A anunțat, a făcut acest anunț oficial. A făcut acest anunț oficial, da, dumnealui,
că este primul candidat independent la europarlamentare. Depinde acum această pădure care s-a tăiat într-un mod cu totul și cu totul legal. Faptul că autoritățile l-au luat și l-au încătușat pentru că a blocat drumul celui care câștigase licitația în mod legal. Faptul că acum salvează și Roșia Montană pe lângă pădurile de la Codlea. Am înțeles că și-a programat în piața Universității o întâlnire la București. La Codlea e prea mică. Trebuie o cauză mai mare. Da, pentru a îndemna cetățenii să nu mai plătească taxele și impozitele, să-i trimită pe toți, așa cum vrea el să facă la Codlea, să măture străzile. Sunt lucruri care eu cred că nu au nicio legătură cu realitatea, cu normalitatea. Sunt lucruri care eu, din punctul meu de vedere, cred că le face doar pentru a-și crea notorietate, pentru a atrage televiziuni. Adică nu cred, convins. Aceasta e de fapt calea, strategia unui om care nu are sursă de finanțare, care nu are adept și care pe această cale creează niște evenimente, media vine și se întreabă de ce se întâmplă asta, la fel ca și dumneavoastră. Iar problema dumneavoastră, ca și edil, ca și ales, este aceea că acest fost adversar apasă o coardă sensibilă a românului, de fapt, hoții de la primărie, nemernicii de politicieni, cei care ne fură. E ușor să crezi, pentru că asta s-a tot întâmplat în România, ne-am obișnuit cu acest refren în ultimii ani și atunci poate câștiga niște adepți. Da, câștigă. Sunt convins că de câștigat câștigă. Ideea este că lumea, din punctul meu de vedere, s-a cam plictisit de cei care strigă uitați hoții, dar care și vor să demonstreze că au spirit civic, dar în momentul în care vă dau un caz, sunt opriți de poliția de la rutieră, nu prezintă actele de la mașină. De ce? Pentru că nu vreau să le dau. Acesta e răspunsul pe care îl dă. Da, domnul Albu. De ce? Vă spun eu, pentru că circulă cu o mașină a unei firme radiată de la Registrul Comerțului. Trebuie să îmi fac datoria și să mă întreb dacă aveți dovezi în spiritul acestor. O să vă las un întreg dosar, pentru că eu am crezut că sunt doar niște fumigene aruncate la început de campanie de europarlamentare, dar am fost nevoit să îmi iau câteva date despre acest om cu un spirit care pretinde că are un spirit civic foarte dezvoltat și care eu cred că având un spirit atât de civic, atât de dezvoltat, ar trebui întâi el să respecte legile țării și care este un rău platnic de și să plătească taxele și impozitele, de fapt. S-au putut recupera banii de la dumnealui doar prin reținerea și sunt dovezi în acest sens, le-am prin reținerea indemnizației de consilier, un om care nu are carte de muncă, un om care nu are firme, un om care a falimentat foarte multe firme, un om care la acest moment are hotărâri definitive și irevocabile pe miliarde de lei, vorbim despre miliarde de lei, și dumnealui dorește să-i spun eu în ce fel să facă muncă în folosul comunității. Deci, practic, asta a făcut senzație, o cerere adresată către primarul Cătălin Muntean, a unui om disperat, teoretic, nu? Om care este copleșit de aceste datorii care s-au acumulat. Trebuie să specificăm celor care ne urmăresc că invitatul meu are un dosar și că poate face proba acestor acuzații. Noi trebuie să fim siguri că cine lansează în emisiune acuzații are probă. Deci v-a făcut o cerere prin care spune că dorește să presteze muncă în folosul comunității, în cuantumul acestei datorii, da. Dar, atenție, găselnița electorală, să fie sigur că în felul acesta nu se mai iau comisioane, deci vă atacă încă o dată. Da, puneam problema în funcție de cum cine are datorii la bugetul local, îl luăm după meserie, dacă știe să taie pomi, să măture, să... Ce profesie are domnul Cauza? Nu știu. Liber profesionist la acest moment. Ceea ce mă distrează în solicitarea dumnealui, dumneavoastră, nu doar că mă judecă pe mine și administrația locală și tot ce mișcă în țara asta, poliție națională, locală și ce printr-o decizie dubioază a curții de apel. Deci, judecă judecătorii. În rândul celor pe care deci, incriminează sunt și apel, cei de la Curtea de Apel. Și de la Curtea de Apel a fost obligat să plătească o sumă mare către
dator bugetului local o sumă fabuloasă și aberantă și tot dumnealui spune, domnule, nu mai doresc să plătesc acești bani pentru că banii pleacă pe priorități greșite și pe firme clientelare. Acum, dacă sunt firme clientelare, vor stabili organele competente, curtea de conturi și eu vreau să pun capul pe pernă seara când merg acasă liniștit, iar prioritățile, dacă lumea m-a ales pe mine, o să rog frumos să mă lase să stabilesc eu care sunt prioritățile, să le propun Consiliului Local, da, să le supun Consiliului Local și în momentul în care am această aprobare a Consiliului Local să merg în direcția în care cred eu. Am pretenția și eu de la dumnealui, pierzând, să nu mă pun în situația de a... el a hotărât care sunt prioritățile comunității și eu să iau act de ele și să le pun în execuție. Ce nu i-a plăcut din ce ați făcut până acum și nu era prioritar? Păi, ce să vă spun? Sau cam tot ce ați făcut? Nu, orașul cam... Totul e clientelar, totul este rău, totul este cu firme de casă, de curte, de... și din punctul dumnealui de vedere. Până acum, la Codrea, vă dau un exemplu, nu aveam zone verzi. Am venit, am început să facem zonele verzi, odată cu sistem de pulverizare, cum se face în toată lumea asta civilizată, cu consum redus de apă, comparativ cu alte vremuri în care nu aveam zone verde, nu aveam gazon plantat, deci absolut deloc, nu se tundea. Stătea o mașină în drumul național cu un furtun cu apă, era plătit omul, era uzura mașinii, amortizmentul mașinii, apa care era și se ducea pe furtun, nu pulverizare. Acum economisim la apă, economisim la flori, am redus costurile și cu 800% și pentru dumnealui nu este bine. De ce? Pentru că lumea este mulțumită, văd că au ales corect și cod le arată frumos. De altfel și el în anumite comentarii spune, trebuie să recunosc că arată foarte frumos, dar cu ce bani și cu ce firme. I-am arătat cu ce bani, că și cu 800% mai ieftin, tot sunt probleme. Pentru dumnealui a venit și a zis, domnule, pădurea se taie ilegal. I-am arătat că nu se taie ilegal și a văzut hârtiile și actele. Da, dar zice, acea pădure trebuie retrocedată. I-am spus că există o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care acea pădure în care, pentru care a fost ocolul silvic Codlea în dispută cu Rom Silva, prin definitivă și irevocabilă a ajuns la Rom Silva, da, mulți ani în urmă. A văzut că nici acest subiect nu poate să-l mai abordeze. Da, dar mașinile acelea s-au dus pe lângă un cartier, mașinile gabaritice. Deci inventivitatea și capacitatea de a găsi noi, da, noi și noi subiecte și argumente e inepuizabil. Da, să găsească ceva, dacă îi spun pixul de la noastră din mână este alb, se uite și zice, dom'le, parcă totuși este galben, adică ne mai uităm mâine la el și acestea sunt lucruri care, cum să spun, mă deranjează efectiv când implicarea mea este totală pentru oraș. Cum reacționează pentru oraș. Oamenii? Pentru că, așa cum spuneam, am văzut chiar televiziunea națională venind să vă întrebe vis-a-vis de această problemă. Deci, cumva, e o pată de culoare până în alta. Domnul a fost implicat și în protestele vis-a-vis de spitalul din Codrea. De fapt, acela a fost momentul de glorie, momentul în care a fost asimilat unui justițiar, unui salvator. Da, așa este. Și se hrănește din acest mit. El, acel moment, și-a atribuit deschiderea spitalului. Acum eu nu îi contez meritele. A avut niște merite, tot respectul certe. Pentru implicarea dumnealui din acele și niște amenzi care înțeleg că îi se trag, da, din vremea și aceea. Și pentru depășire, v-am spus, și pentru că nu prezintă documentele și pentru depășire de viteză. Deci multe alte amenzi. Multe alte amenzi pentru spiritul dumnealui foarte civic. Dar vreau să vă spun că la acel moment eu cu Asociația Civică am adunat 6.000 și ceva de semnături. Președintele Căncescu a fost în spital, a ținut o conferință de presă. E clar cine a finalizat, deputatul Donțu împreună cu președintele Căncescu au fost la București la secretarul de stat, deci nu putem spune, a fost senator PDL împreună cu viceprimarul care era PDL, deci toată lumea atunci a pus umărul la această redeschidere de spital, dar asta vreau să vă spun că oamenii s-au plictisit să tot spui, domne, vă voi demonstra că va lua serviciile comunale, că firma nu știu care va face dezăpezirea, o fac cei de la serviciile comunale. Să fi salvat mereu, la un moment dat... Da, și această, cum să spun, voi reveni cu detalii, revin cu amănunte și acest aruncat cu noroiul, fără a avea dovezi, fără a face acuze, fără o acoperire în spate, deja spun eu că ea cam plictisit pe cetățenii localității. Cu siguranță și vor înțelege din ce în ce mai mulți despre ce este vorba. Cum aveți totuși de gând să vă apărați? Sigur,
ați decis să ieșiți și să vorbiți despre un subiect care v-a creat mâhnire până acum, da, dar pe care ați... Da, aș putea să spun multe, foarte multe și despre dumnealui, dar am decis ca tot ceea ce înseamnă acuză și vine din partea dumnealui și mi-ajunge la urechi să o demontez prin acte. Deci dumnealui vorbește, eu pregătesc... Veniți cu argumente, cu cifrele, eu cu hotărârile, cu... acte, cu documente, cu tot. Iar dacă toți suntem în direct și probabil și dumnealui va urmări emisiunea, da, îl rog poate pentru chiar cea... să intervină, da, dacă îl rog pentru ceea sigur. Ce acuză că n-ar fi, mă refer la lipsă de transparență și la problemele pe care dumnealui le tot vehiculează, să facă reclamații la organele competente. Să știți că și pe noi ne-a reclamat la CNA la un moment, da, dat, sunt la dispoziția, deși aveam argumente. Da, deci sunt la dispoziția dumnealui din toate punctele de vedere. Eu l-am așteptat la mine, am propus, pentru că este un bun vorbitor al limbii germane, să țină legătura comunității din Codreacă. Deci ați oferit această șansă. Am discutat și câte o oră și câte ori mi-a spus, mă gândesc, stau, analizez, după câteva zile a venit cu acuze, nici nu vreau să vă spun cum face pe internet, de la autorități incompetente, de la nesimțiți din administrația locală. Nu vreau să, prefer să mă opresc aici. Până la urma urmei am avut o discuție și cu un avocat, probabil o să-l dau în judecată pentru calomnie, da, să, pentru că nu, toate au o limită. Lipsa de respect, lipsa de fair play, până la urma urmei va trebui sancționată. Este adevărat, numai că riscați să continue un circ. Am mai văzut în Brașov asemenea situații, brașovenii își amintesc. E un soi de disperare aici, dacă vorbiți și de ambiții politice cumulate, cel disperare pentru că sunt datorii copleșitoare, disperare pentru că spuneați nu mai există surse vizibile de finanțare în acest moment. Cum să vă spun, am stat și am făcut o analiză, neavând preocupare, neavând un loc de muncă, neavând o firmă, neavând nimic, este clar că dumnealui de dimineața când se trezește și până seara, timp în care eu sunt la servici, la muncă, în sprijinul locuitorilor și mă gândesc ce să fac mai bun, cum să ieftinesc orice, știu eu, floare sau metru pătrat de gazon, dumnealui n-are altă preocupare decât să gândească ce să mai facă, ce să mai spună, ce acuze, da, și așa mai departe. E un preț pe care trebuie să-l... o povară pe care trebuie să o duceți. Dincolo de acest aspect care vă... va duce nori așa deasupra primăriei, în curând, în vară, adică se fac 25%, da, din timpul, din clepsidra curge, da, nisipul din clepsidră se scurge, trebuie să veniți cu o dare de seamă, sunteți în grafic acolo, la drumul spre Europa al codlei dumneavoastră. Cred că prin implicarea pe care am avut-o, prin faptul că și viceprimarul este un om deosebit. Aveți și fac echipă foarte bună cu dumnealui, eu cred că sunt în grafic, poate chiar peste grafic, v-am spus, în momentul în care simt că rămân puțin în urmă, prefer să mai rămân 2-3 ore peste program, colegii au înțeles acest lucru, v-am spus, au șef care vine în din privat. Și da, asta este, oamenii au înțeles, la început au mai fost și oameni care au mai strâmbat din... dar încetul cu încetul au înțeles că... În momentul în care vezi că se construiește, că iese ceva... Lucrurile frumoase nu le fac pentru mine, le fac pentru comunitate. Am ales să rămân acolo mi-am dezvoltat afacerile, acolo îmi cresc copilul, acolo am familia și vreau ca peste 4 ani, 8, dacă mai prind un mandat, eu știu, lumea va hotărâ, să mă pot mândri de realizările pe care le-am avut. Da, pentru că, așa cum spuneam, e o comunitate mică, oamenii te prețuiesc, oamenii știu exact, te-au văzut crescând acolo, deci știu cum să pună această problemă. E o reputație a fiecăruia dintr-o... Da, și o mândrie într-un final. Și o mândrie. Pentru că... Ai schimbat sunt ai tăi cu tine și ai făcut ceva pentru comunitatea în care ai crescut. Ai venit și ai întors. V-ați ocupat, pe vremea în care vă ocupați direct și de afacerea dumneavoastră, acum știu că au preluat-o alții, că asta este. A preluat-o soția și un coleg
foarte bună. De încredere. V-ați ocupat în acea perioadă foarte mult de nevoiașii din Codlea, prin asociația care vă poartă numele. Acum, ca primar, desigur, problema socială trebuie să o abordați și altfel, să rezolvați niște chestiuni. Ne vorbează niște locuințe sociale. E foarte greu. E populație săracă, etnia romă e bine reprezentată acolo în zona dumneavoastră. Așa este. Avem două blocuri de locuințe sociale. Suntem la studiu de fezabilitate în actualizare. Este vorba de construire bloc locuințe sociale cu 80 de camere, deci 160 de asemenea apartamente. Analizăm și posibilitatea construirii unui bloc ANL. Urmează să mă duc la Ministerul Dezvoltării să vedem ce fonduri sunt, dacă sunt, dacă nu, anul acesta măcar să avem proiectele pregătite pentru anii următori. La un moment dat această criză va trebui să se termine. Așa cum am spus-o în nenumărate rânduri, o spun și acum, Asociația Civică a funcționat, funcționează și va funcționa și pe viitor. Ne aplecăm în continuare privirile către cei care au avut mai puțin noroc în viață. Am organizat în luna decembrie un bal de care sunt foarte mândru cu oamenii de afaceri, da, de calitate la Codlea, și noi, unde s-au adunat fonduri în jur de 260 de milioane pentru această fundație, unde chiar se fac lucruri minunate. Mi-a plăcut că fetița dumneavoastră a expus acolo niște lucrări care au adus bani frumoși. Deci ați crescut-o frumos. În acest spirit de a dărui și de a donat și da și a ceva comunității. Sunt mândru de acest lucru pentru că am înțeles că este nevoie de așa ceva. Acolo erau și sunt copii care și oameni care au avut mai puțin noroc în viață. Mulțumim mult pentru prezența în această emisiune. Așadar, Codlea 2013, încă un pas spre ceea ce promitea Cătălin Muntean în urmă cu jumătate de an sau ceva mai mult de jumătate de an. Să sperăm că auzim vești bune și frumoase dinspre Codlea. Multă liniște, domnule primar! Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație și sper la următoarea emisiune să pot veni cu alte proiecte finalizate. Încă o dată